Neața, băieți! Neața! Bă, ce frig e afară! Da, frig, frig! Degeaba, acum chiar e important să fii îmbrăcat bine, știi? Toată lumea e răcită, bă, eu n-am nimic ca sănătos, tu, pe cuvântul meu. Clar că și geaca e ok, de calitate, e brand, e... Ți-ai luat geacă nouă? A, de geacă? Nu, adică e nouă, nouă, nouță, nu-i second, numai mi-am cumpărat-o de vreo 3 zile. Nu-s disperat să umblu în fiecare zi, cumpăr geaca, că și din aia, știi? Dar de unde ți-ai luat-o? Ai fost la mall? Man, dar tu nu înțelegi, ăsta e Moncler. Ăsta e Moncler. Ăsta e firmă de lux. Nu vinde în mall și din ăsta. Da? Și cât ai dat pe ea? A, da, bine, da, 500 euro, dar... Da. Man, dar mă știi că dacă e de calitate nu mă zgârcesc acum. Ăsta e prețul real. Fake. Ce ești nebun, cum fake tu? N-ai auzit? Ăsta e originală, vero, vero. Uite-te la ea un pic. Da, vero, vero. Una de asta originală e cel puțin 2000 de euro. Știu că e 2000 de euro, că și eu mă uit pe site. Fata care? Eu am un prieten care are un văr care lucrează la fabrică în Sibiu, unde se produc astea, știi? L-am tot ajutat pe băiat, cu una, cu alta, cumva mi-a dat or vândut, știi? Da, mi-a scos geaca, mi-a la preț bun și nu, normal că am cumpărat-o. Astea nu găsești în țară, nu vezi o geacă din asta, tot este pentru America, la export. Salut, salut! O, salut, Cosmin, salut, salut! Bă, ce frig e afară, ați văzut? Băi, ți-ai luat geacă nouă! Stai un pic, dar voi v-ați vorbit să vă îmbrăcați la fel? Bine, ți-a luat geaca asta? Din piață, cu 300 de lei. Normal, fake, la ce se așeză la Cosmin? Da, ca ta o fi originală. Mă, mena mea, originală e 500 euro direct din fabrică, e calitate, uite-te la ea, mă, e alt material, altă culoare. Sunt negre amândouă. Poate e acea... Vrei să le verificăm? Că uite la etichetă de acasă, dă-ți jos asta, dă-l jos. Mă, incredibil, și-o copia și cusătura, mă. Da, ce-i drept că la fel de prost le-au cusut pe ambele. Hoț dracului, dar fete la material, uite că sună diferit. Bă, mie mi se pare eu să-ți cumperi haine fake. Știi că practic te minți tu pe tine, îți furi singur căciul, adică nu văd nimic de câștigat. Că dacă nu îți permiți o haină originală, poți să-ți iei o haină normală de 300 lei, că și eu am, nu e o rușine, Cosmin. Dar ce mă, tu îți permiți? Ai dat 2000 de euro pe aia? Te puteam să dau, dacă am avut pondul la 500 euro, nebun, îți bătut în cap să dau 2000. A, deci mai bine o furi sau o iei de la hoți, nu? Cu tine n-are rost, n-are rost, nu mă pot înțelege. Hai să merge să mâncă, că mă enervez, pe cuvântul meu. Cred că aia e a mea. Cum e ta? Păi eu am pus-o în dreapta. Bă, deci la un moment dat am trecut pe aici și era o geacă căzută. Am vrut să o pun înapoi în cuier, dar voi cum aveți gești șmechere care nu au o agățătoare de cuier, am pus-o unde am putut. Și care o căzut, aia din stânga sau aia din dreapta? Nu știu, Mircea, că-s la fel. Bă, fii atent, într-o zi o porți tu geaca aia și într-o zi o porți tu. Și tot așa. Bă, nebunule, asta a fost 500 euro, înțelegi? Vrei să umblu cu fake-uri? Hai că facem testul cu frigul, că la originală ție de cald. Hai. Mai stă mult. Cred că aia mea, că mi-e fric cu asta. Mie mi-e fric și cu asta. Păi bine, tu ești îmbrăcat subțire, poate de aia ți-e fric. Pariu că-s invers. Eu pun pariu cu Mircea. Pun prânz. Pun prânz. Hai, hai nu, tot mi-e fric. Bă, hai să facem testul cu bricheta. Știi că dacă e originală, nu arde. Da. Tu ești nebun, dau foc la geacă de 500 euro originală. M-am nebunit. Bă, asta are un buzunar rupt. Eu n-aveam buzunarul rupt. Înseamnă că aia e fake, dacă are buzunarul rupt. Sigur că cum am dat seama că s-a miros, ia parfumul meu. Ce parfum ai? Paco Rabanne, One Million. De ăla am și eu. Bine, tu ai ceva fake, eu am original de ăla, de durează mirosul. Da, știi tu un băiat la fabrică, nu? Vedem cum facem, îți dau 300 lei, îmi dai geaca asta și gata, noi mai tot încurcăm la birou, venim, să fie unul singur cu o geacă. 500. Nu, serios, tu negociezi? Bine, hai că-ți dau. Auzi, mă, dar tu n-ai zis că nu cumperi fake-uri? Am zis că nu cumpăr fake-uri să le port, dar cumpăr fake-uri să nu mai fie pe piață fake-uri. Bă, ți-a luat altă geacă? De pe net, cu 200 de lei. Dar tu ești obsedat cu geaca asta? Bă, dacă vrei, ți-o las cu 300. Dacă vrei, te las în viață.